Seara bună, bine ați venit la ora de veche. V-am anunțat toată săptămâna că avem un invitat special. E și o ediție specială a orei de veche, nu ține doar o oră, ci două. Așadar, înarmați-vă cu răbdare. Nu vă spun cum spun alții să vă chemați prietenii și familia, deși merită. E cu noi academicianul Albert Ignatenco. E în România pentru că are o serie de cursuri, prima dată când susține cursuri pentru cursanți români la București. Îi spun bună seara, bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Bună seara! Înseamnă că ați făcut, ați pășit cu dreptul, vorbind românește. Кстати, можно сказать, первый шаг был сделан правильно, да? То есть начали с того, что сказать, что по-румынски, значит, хорошо себя чувствуете здесь? Да, я прекрасно чувствую себя в Румынии. Мы сим фарта бина Румыния. В 94-м году я впервые ехал сюда. Но мне 1994 ам фост прима дата на Румыния. У меня был семинар. Am ținut un seminar atunci. Выступление для массовой аудитории. Pentru un auditoriu. А также выпуск первой книги «Как стать феноменом». Și de asemenea atunci am lansat și prima carte «Cum să devii un fenomen». O am și eu, datează într-adevăr. Anul mea tot este. 1994. Se cheamă «Cum să devii fenomen». Și am găsit-o în bibliotecă. Băneam că am rătăcit-o, dar uite că era. O să vă rog să-mi o semnați la finele emisiunii cu un autograf. Da, este prima carte, este șasea carte. A fost prima carte asta pe care o ținem în acum, este a șasea. Ani atliciaiți duhă drumul. Se deosebesc una de cealaltă. Dar numai asta s-a tradus în România, alta nu mai există, așa că apucați-vă să traduceți. Но в переводе в румынском только это вышло, да? То есть сейчас выйдет и эта книга в румынском переводе. În curând va apărea versiunea română și la aceasta pe care v-am arătat-o. Știu că sunteți dornic să vorbiți cu mine și cu prin mine cu telespectatorii români, dar până una alta trebuie să будет поговорить, но прежде всего попрошу подождать, пока я представлю вашу визитную карточку. Я видел вас раньше в телевизионных передачах, и могу сказать, что не все вас представляют. Вот по мне, карта дуневастра де визита, ма кам пус пе гандиш. Ваша визитная карточка мне. Când Dumnezeu ați făcut atâtea într-o viață. Vreau să spun oameni buni că Albert Ignatenco, deși nu arată, are 70 de ani. Nici mai mult, nici mai puțin. Și de ce arată așa, o să ne spună după ce eu îl prezint. Așadar, este doctor în filosofie, în medicină psihoinformațională, în științe biologice și energoinformaționale și în științele securității internaționale. Are 4 doctorate. E profesor al Academiei Internaționale și Europene de Informatizare, care e membru asociat al structurilor ONU, șeful Catedrei de Psihoinformațiologie al Universității Internaționale de Științe Fundamentale în rețeaua educațională Oxford. Această psihoinformațiologie este o creație a domniei sale ca termen și s-a preluat și se studiază, nu în România, din păcate. Este președintele Ligii Națiunilor Cosmo-Umaniste Universale, președintele Fundației Universale Pământul Viu din Ucraina, președintele Academiei Cosmo-Umaniste și vicepreședinte al Academiei Medicale Mondiale Merkulov. Este șef sau director al Departamentului de Instruire a Comitetului Internațional de Apărare a Drepturilor Omului, adjunct al președintelui Comitetului Internațional Anticriminalitate și Antiterorism privind relațiile internaționale, ca să nu vă spun că există și o Uniune Internațională a Aristocraților, rezervată elitelor lumii, unde invitatul meu este ministrul afacerilor externe, chiar așa se cheamă. Această organizație este foarte bine structurată. În încheiere nu vă spun decât că este academician a 12 academii din lume și cu asta cred că v-am spus tot. Înseamnă 50 de ani de cercetare, de atestare cu foarte multe premii și poate cel mai valoros rămâne premiul Lomonosov al Academiei Rusiei oferit la Moscova, care îi răsplătește studiile despre care vom vorbi și în această seară. Pe scurt, am terminat. Am terminat să spun cam ce ați adunat în tolbă. Это те часть организации, в которых я работаю, это маленькая часть. Есть у меня парты, это организации, в которых я работаю. Да, sunteți membru de onoare, nu vreau să spun decât că ați conferențiat în 28 de țări,
aveți 200.000 de oameni pe care ați format. Adică mie mi se pare o armată, domnule Ignatenko. Cum e când sunați alarma și cei 200.000 de oameni formați de dumneavoastră în diverse țări și-ar pune mintea la contribuție? Că totul e chestiune de minte. Când vă sazivați всех этих 200.000 людей, которых вы подготавливали? Люди подготовлены на протяжении 24 лет. Да, e vorba de o sumă de oameni pregătiți pe parcursul a 24 de ani. Они освоили специальность психоинформационного. Oameni care au asimilat meseria de specialist în psihoinformație. Это универсальная специальность. E o specialitate universală. И специалист может применять ее в любой сфере деятельности. Pe care acest specialist o poate aplica în orice domeniu de activitate. У нас говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Obișnuim să spunem că cel care posedă informația deține controlul asupra lumii. И поэтому мне впервые в мире пришлось создать классификацию информации. Pentru prima dată în lume mi s-a oferit ocazia să categorisesc informația, științele despre informații. Găsiți aceste lucruri în cartea pe care o țin în mâini. Nu știu cum работать с положительной информацией и с отрицательной. Astfel încât oamenii să știe să lucreze atât cu informația pozitivă, cât și cu cea negativă. Какая скорость у положительной информации, какая у позитивной? Care este viteza informației pozitive, cât și a cea negativă? Какая у негативной? Скорость информации. Да-да, я перевел уже. И в итоге люди получили азбуку информации. Și astfel obținem un soi de abecedar al informației. Поэтому эта книга называется «Эволюционная азбука». Iată de ce cartea pe care o țin în mână se numește «Abecedarul evoluției vieții». Ни президенты стран, ни члены парламентов. Nici membrii parlamentului, nici membrii guvernelor. Ни известные ученые. Nici oameni de știință importanți. Не знаю, что такое информация. Nu cunosc ce înseamnă informația. Поэтому информация. Да, conduc țări. Но тем не менее они руководят, странами. Ну, вы понимаете, чтобы руководить профессионально. Pentru a conduce la modul profesionist. Чтобы быстро решать все проблемы. Pentru a rezolva rapid toate problemele. Необходимо научиться красиво работать эволюционно с информацией. E nevoie să poți lucra frumos într-o manieră evolutivă cu informația. Ибо информация это первый источник жизни. Din moment ce informația este prima sursă a vieții. Информация первична. Este informația este fundamentală. Которая не бывает без движения. Nu există fără în afara mișcării. Они продуцируют энергию. Acestea produc energie и материю. Și materie. И чтобы в нашем материальном мире, și pentru că în lumea noastră materială, все, что связано с материальным миром, было tot ce este legat de această lume materială să fie progresiv, evolutiv, e nevoie să învățăm правильно моделировать să modelăm corect programele informaționale. И через речь, atât pe cale verbală, prin vorbire, prin privire, prin gesturi, să realizăm acest transfer на социум, asupra societății, на какие-то другие проблемы решая их, asupra unor alte probleme, rezolvându-le. Здесь не только надо знать информацию, de ce nu este suficient să cunoști informația, информационные законы, legile informației, но так как мы люди, dar astfel din moment ce noi suntem oameni, мы должны изучить, а что такое человек как система. Noi trebuie să învățăm ce înseamnă omul ca sistem, который работает с информацией, care lucrează cu informația. И поэтому родилась еще одна наука. Astfel s-a născut o altă știință. О человеке и вселенной, космоэнеопсихология. Космоэнеопсихология, despre om în cadrul universului. Человека как систему. Deci o știință care studiază omul ca sistem. Состоящий из информации. Constând din informații, движение, mișcare, energie, materie. Materie. E o știință pe care dumneavoastră ați fondat-o. Toată naucă pe care voi abasnavali, da? Da. Și pe care alții au îmbrățișat-o. E drugii săglasitiți să te naucă. Creind academii în care o învață. Să zi, dăbaie. Mi-a ieșit certificat. E asta și vreau să-mi arătați. Imi la cât mă ieșit la podvesti dialog. Подтверждающий, что да, это наука зарегистрирована. Сертификаты, которые сертификат регистрации этой штинцы. На уровне базы научной новизны. Este vorba de o bază, de un fundament științific и поэтому al existenței. De aceea nu trebuie să demonstrăm nimic. Nu, науки регистрируется. Вот регистрационный сертификат. Spre cameră, cred că aici.
Науки зарегистрированы в 99-м году. Științele au fost înregistrate în 1999. На базе Академии информатизации. Да, în baza Academiei Informației, informatizării. И, если кто-то говорит, а мы не верим. Dacă cineva zice că nu crede. Но это было очень давно. Ce drept, asta s-a întâmplat foarte de mult. Ultima dată ni s-a întâmplat așa ceva это foarte документ. De mult. Atunci ne putem arăta aceste acte. Наше направление не имеет проблем никаких. De ce astfel de probleme noi nu întâmpinăm? Потому что у нас хорошие практические методики. Avem методологии практичные foarte. И я повторю, что мы bine fundamentate. Выпускаем элиту мирового информационного сообщества. Noi ne ocupăm de educarea unei noi elite mondiale. Практическую элиту. O elită practică. На наших семинарах. La seminariile noastre. Вот и в субботу, воскресенье будет очередной семинар. Acum, sâmbătă, duminică, în weekend va avea loc un nou seminar. Почему элита? De ce vorbesc de elită? Они практики. Ei sunt oameni care lucrează la modul practic. Psihoinformatolog mult легко рассеять облако. Un specialist în psihobiologie e incapabil să destrame un nor, de exemplu. Ați venit la o emisiune care își propune să caute elite, să le promoveze, să parieze de valoare, așa că vă urez bine, ați venit, sunteți din familia noastră. Выискиваем ее и пытаемся ее вырасти, так что добро пожаловать в нашу семью, в наш круг. Я попрошу переводчика громче, я плохо вас слышу и старайтесь для меня громче говорить. Да. И căutați dumneavoastră pe acești oameni pe care îi pregătiți sau din ei spre dumneavoastră? Вы находитесь на такой передаче, где мы выискиваем элиту и пытаемся ее вырасти, выращивать и так далее. Так что благодарю за ваше присутствие. Добро пожаловать в наш круг. Каким образом? Да, хайдайте детерминам. Что такое элита? Чем сэмна элита? Критерии оценки элиты. Care sunt criteriile de apreciere într-un veac al informației? Elita informaționă, сообщество. Elita este o comunitate. Должна знать классификацию информации. Care trebuie să cunoască clasificarea informației. Она только в этой книге. Lucruri pe care le găsești doar în această carte. В мире ее нет. Nu există în altă parte în lume. Elita должна знать, что такое человек как система. Elita trebuie să știe ce înseamnă, ce reprezintă un om ca sistem. Elita должна выполнять законы своей системы. Trebuie să respecte regulile, legile acestui sistem. Aici zakoni propisane na etoi kartochke harmonizatora. Legi care sunt înregistrate pe această cartelă, pe acest card. Eta vera, e vorba de credința în sine. Svoi sili, vozmožnosti. În posibilitățile tale, în capacitățile tale. Vera v tvorca. Credința în creator. Sila duha. Puterea de spirit. Sila mysli. Puterea gândului. Mudrost. Înțelepciunea. Elita должна освоить любовь. Elita trebuie să asimileze, să cuprindă dragostea. Как работать с информацией любви? Să știe cum să lucreze cu informația dragostei. Исключить насилие. Să excludă violența. Как коммуницировать дипломатически? Să comunice într-un mod diplomatic. И всегда побеждать. Și să învingă întotdeauna. Elita должна знать культуру, этику, эстетику. Elita trebuie să cunoască esteticul, să cunoască cultura. Elita должна интуитивный уровень свой использовать. Să-și folosească nivelul intuitiv. И видеть, что будет впереди. Și să vadă ce urmează să se întâmple. Если элита будет видеть сложные события. Și dacă elita întrevede evenimente complicate. У себя в стране или в каком-то регионе. În țara sa sau în alte țări. Elita может посодействовать тому, чтобы этих событий не было. Elita își poate depune eforturile pentru a fi evitate astfel de evenimente neplăcute. У элиты должна быть супер память. Elita trebuie să dețină o memorie, o super memorie. Работать с большими блоками информации. Să lucreze cu blocuri mari de informație. Значит, она должна обладать феноменальной памятью. Deci, automat e vorba de o memorie fenomenală. Elita – это здоровые люди. Elita înseamnă oameni sănătoși. Не болеющие. Care nu au, не устающие. Care nu obosesc, care nu au boli. Elita – та, которая любит свою родину. Un membru al elitei trebuie să-și iubească patria. Людей своей родины. Oamenii patriei sale. И работает во благо своей родины. Și să lucreze pentru țara sa. Pentru patria sa. Она любит все народы и страны мира. Și în același timp să iubească toate popoarele din toată lumea. И работает во благо всей цивилизации. Și să lucreze pentru binele întregii umanități. И тогда, когда мы вырастим такую элиту. Și atunci când vom reuși să creștem o astfel de elită. Она даст толчок тому, чтобы цивилизация была единой. Ea va fi capabilă să dea impulsul unei societăți care să fie integră, indivizibilă, care să excludă războaiele, terorism, extremism,
Extremismele. Elita este capabilă să facă aceste lucruri. Elita использует новый мыслительный аппарат. Și folosindu-și noul aparat de gândire, elita. Он вот так выглядит. Care arată astfel. Он использует 100% резерв организма. Astfel se folosesc 100% capacitățile unui organism. А все люди используют только 2-3%. Iar oamenii în mod normal folosesc doar 2-3%. То есть элита. Așadar, elita rezolvă o problemă de 97-98 de ori mai repede. Astfel, atât problemele personale, cât și problemele unei țări sau între civilizații. Asta înseamnă elita. Pe care vreți să o creșteți. Că trebuie, eu dacă mă uit la elita actuală, am probleme. Actualii conducători ai națiunilor nu îndeplinesc nici 10% din calitățile pe care mi le-ați spus. Da, я повторю. Если мы смотрим на сегодняшнюю элиту, то она никак не выглядит так, как вы ее рисуете. Поэтому, наверное, вы говорите об элите будущего, которую вы только выращиваете. К сожалению. Дим покаты. Поэтому, чтобы элиту вырастить, ка сокрышта часто элита, необходимо, чтобы элита изучила две наши науки. Я necesar ca elita să învețe științele noastre. Человек должен знать, а кто он? Omul trebuie să știe cine este el. Он должен знать, а зачем он прибыл на землю, его душа. De ce a venit sufletul lui pe pământ? De ce se află pe pământ sufletul lui? Он должен понимать, что у него колоссальный запас разных специальностей. Trebuie să înțeleagă că el are un bagaj imens de specialități, de posibilități. А он использует только 1-2%. Iar el folosește din tot bagajul ăsta doar 1-2%. И элитарный человек абсолютный оптимист. Un reprezentant al elitei este un optimist convins. Я повторюсь. Voi repeta. Он должен верить в себя. Trebuie să creadă în sine. Свои силы, возможности и творца. Posibilitățile sale în creator. И элитарный человек должен знать, а что такое вселенная. Un reprezentant al elitei trebuie să știe ce înseamnă universul. В этой книге есть новая модель вселенной. În această carte avem noul model al universului. Ее и космонавты не знают. Pe care nu o cunosc nici cosmonauții. Меня награждали Союз космонавтов. Primisem un premiu de la Asociația Cosmonauților din Rusia. Господин Коваленок, космонавт. Un cosmonaut, domnul Коваленок. И когда он прочитал книгу, și, după ce citise cartea, и посмотрел на модель вселенной, văzuse o reprezentare a Universului, он сказал, мы 1% видели Вселенной. Mi-a zis, noi am văzut doar un singur procent din Univers. Ученый космист Игнатенко показал, как она выглядит впервые. Iar profesorul Игнатенко ne-a arătat pentru prima dată cum arată. Elitarный человек это должен знать. Deci un om, un reprezentant al elitei trebuie să cunoască aceste lucruri. Любой человек это должен знать. Orice om trebuie să cunoască aceste lucruri. Должны все знать, начиная с маленьких детей. Începând de la copiii mici. А как работает отрицательная информация? Cum se lucrează cu informațiile negative? И должна быть специально созданы комиссии. Trebuie să fie create comisii speciale. При президентах стран. Pe lângă președințiile țărilor. Информационной безопасности. Pentru o securitate informațională. Которая посмотрит фильм триллер. Atunci când auzi la un thriller. Который нам продают. La un film. Filme din astea care sunt vândute la colțul străzii. Нет. Noi să refuzăm. Этот фильм. Когда примет мой народ? Se refuzăm astfel de filme și să spunem că poporul meu, primind aceste filme, primind această informație negativă din film, он будет ее с трудом перерабатывать, cu greu o va digera, терять энергию, va pierde energie, и получать болезни, și se va îmbolnăvi, и получать негативные мысли, și astfel vor fi create gânduri negative, cuvinte, acțiuni. Foarte interesant ce îmi spuneți. Și interesant ce vă răscazăți. Și îmi strămiți o serie de întrebări prin ce îmi povestiți. Un ateu, adică un om care nu crede într-un creator. Când vorbeați că trebuie să crezi în creator. Este o mulțime de oameni care sunt în elite și declară că ei nu cred în Dumnezeu. Pe acela îl puteți converti, să-i dați 100% din cunoaștere. Derulăm seminare în permanență. Мои ученики проводят семинары. Am elevi care la rândul lor deja țin seminarii. Мои семинары расписаны до конца года. Până la finalul acestui an deja am totul programat. Germania, în Germania, în Anglia, Galanzia, în Olanda, București. În București. Ce faceți cu ateii? Îi chemați la seminar. Și dacă ei nu cred?
Dacă ei nu cred în Dumnezeu, în Creator, cum prinde doctrina dumneavoastră? С неверующими как поступаете? Нормально. Я глубоко верующий человек. Eu sunt un om credincios. И это не противоречит ни одной вере. Нет, но какое у вас отношение к неверующим? А, к неверующим? К неверующим нормальное отношение. Am o atitudine firească. Я к вере пришел 50 лет. Eu am avut, aveam 50 de ani când am ajuns să cred. Так что я только 20 лет глубоко верующий человек. De doar 20 de ani sunt un om profund credincios. Cum s-a întâmplat? Ați avut o revelație? Как это случилось? Я давно верил. Eu credeam de mult timp. В космический разум. În rațiunea cosmică. В абсолют. În absolut. По восточной терминологии. Dacă folosim un vocabular estic. Adică tot un soi de creație, dar nu numită Dumnezeu, un altfel de creator. То есть опять какое-то созидание, но не Бог. Вы не называли его Богом, да? Представить. Dar nu puteam imagina. Того Бога, который у нас на иконах. Acel Dumnezeu pe care l-avem pe icoane. И вот в 92-м году, 31 декабря, pe 31 decembrie, 92, я был в Хайфе. Eram la Haifa. Это Израиль. În Israel. И вечером нас повезли в ту пещеру, где родился Иисус Христос. Era într-o seară când am fost duși la peștera în care se spune că s-a născut Iisus. Меня сопровождала моя ученица, невысокого роста, грузинка. Eram însoțit de o elevă de-a mea, o fată din Georgia. Она ясновидящая. Clarvăzătoare. Она хорошо видела тонкие структуры. Care vedea foarte bine corpurile fine, structurile fine. Și era ca un indicator pentru mine, ca un pionier. И когда я зашел в пещеру, când am intrat în această peșteră, справа, блюдо, în dreapta exista un vas, предание, где родился Иисус Христос, unde, conform legendei, s-a născut Iisus Hristos. Я туда опустил крестик, он у меня есть сейчас. Mi-am lăsat cruciulița acolo, cruciulița pe care o porți acum la gât. Я его там купил. O cumpărasem de acolo. И попросил. Și am rugat. Мысленно. În gând. Если ты есть. Dacă tu existi. Покажись. Arată-te. И вдруг я увидел там. Și am văzut dintr-o dată acolo, în peșteră, partea вот de sus. Примерно такой образ, только лицо. Un chip, doar fața. Овальное. Овал. Иисуса Христа. A lui Iisus. Но я себе не поверил. Dar eu nu mi-am crezut ochilor. Я подумал, что это галлюцинация. Am crezut că e o halucinație. И спрашиваю свою ученицу. Și m-am întrebat atunci eleva. Ты здесь ничего не видишь? Nu ți se pare ceva dubios? Aici undeva în apropiere. Și i-am zis, domnule profesor. Я одна из лучших ваших учениц. Sunt una dintre cele mai bune eleve ale dumneavoastră. Здесь я ничего не вижу. Aici nu văd nimic. А вот там acolo я вижу лицо Иисуса Христа. Chipul lui Iisus. Я говорю, молодец. I-am zis, bravo. И вот с этого периода. Și atât din această perioadă, din acest moment. Через тот образ, который я увидел. Prin chipul pe care l-am văzut. Я начал контактировать. Am început să contactez. Сейчас контактирую каждый день, понятно. Контактез în fiecare zi de câteva ori. Но не только. Dar nu e vorba doar de asta. В этой главе есть мир Творца и его законов. Avem aici cuprinse legile Creatorului. Я писал, как выглядит мир. Am descris cum arată lumea. Я прошел всю вселенную. Am trecut prin tot universul. Мне ангелы помогли пройти. M-a ajutat îngerii să trec prin tot universul. Я зарисовал, как выглядит вселенная. Am desenat acest univers, am arătat. И я понял, что мы все ретранслятори. Și am înțeles că noi toți suntem doar niște puncte de retranslare, de retransmitere. Наши души, sufletele noastre, тонко материальные структуры, sunt niște structuri fine create de Creator. Ele sunt veșnice. И что через них, которые находятся здесь у нас внутри головы? Și prin ele, cu ceea ce avem aici în interiorul capului, идёт комуникация. Se produce comunicarea. И поэтому если здесь посмотреть на рисунок, și dacă vom studia acest desen, я показал, am arătat, что внутри головы находится. În interiorul capului avem sufletul, а также новый мыслительный aparat, și de asemenea noul aparat de gândire, который собирает 100% резерв, care adună o rezervă de 100% a omului, ежесекундно, secundă de secundă, и человеку дают колоссальный шанс, și omului îi se dă o șansă imensă, быстрее других. Реализовать все свои программы. Să realizeze programele, să-și realizeze programele mult mai repede decât ceilalți. 8 раз, 99 раз. Poate de 98, poate de 99 de ori mai repede. В Творца люди будут верить, придет время. Așa sau altfel, oamenii vor ajunge să creadă în Creator. Я как ученый,
Eu ca savant. Легко доказывал еще тогда, когда я не увидел Творца, что он должен быть. Când încă nu văzusem pe Creator, deja demonstram foarte simplu că Creatorul există. Я с информационной точки зрения доказывал атеистам. Din punct de vedere al informației, le demonstram asta ateiștilor. В Москве, в Киеве. În Moscova, la Kiev. В Праге. La Praga. Я рассуждал так. Eu gândeam în felul următor. Вот это здание, эта студия, например. Ziceam, uitați-vă la această clădire, de exemplu, studioul în care ne aflăm. Построено по информационной программе. Este creat, construit după un program informațional. Mai întâi există un proiect. Потом рисуем, как должно быть здание. Apoi există o schiță. Потом мы его строим. Apoi se construiește. Мы работаем с информационной программой. Deci lucrăm cu programe informaționale. И по этой программе работает ваша студия. Acest studio funcționează conform unor programe informaționale. Эту программу создал человек. Omul a creat aceste programe. А кто создал программу нашей вселенной? Cine a creat programul Universului atunci? Cine? Кто? Тот, кто здесь или тот, кто там? Cel de aici sau cel de acolo? Ну, конечно, тот, кто. Bineînțeles, cel de acolo. Значит, он должен быть. Deci trebuie să existe. Поэтому с информационной точки зрения легко доказать, что он обязан. De ce, din punct de vedere informațional, putem demonstra că el trebuie să existe. Nu are cum să fie altfel. Și că toți atomii lucrează ghidați de un program. Pentru că dacă nu ar fi un program în atom, electron, pozitron, proton, electronii, pozitronii, n-ar putea funcționa. Greșesc eu sau ați făcut o mare ispravă? Vreau să o găsesc. Ошибаюсь ли я или вы Apropo de atom, насчет атомов, am găsit aici, interesne. O să spunem ce de lucruri importante a făcut domnul Ignatenko, atestate științific. În 89, un grup de savanți și parapsihologi, cu dumneavoastră în frunte și cu Institutul de Fizică Atomică din Kiev. Prav 89-го года, когда вы вместе с сотрудниками Ленинградского института. Au făcut o acțiune prin acțiune psihoenergetică, au accelerat descompunerea particulelor de atomi și au reușit să accelereze procesul de descompunere a unui nucleu de uraniu de 3 ori la o distanță de 3,5 km față de obiect. Corect? Practic experiment s-a atomul uraniu, când vă umeșli o 3 rază. Это не в Санкт-Петербурге было, это было в Киеве. Может, я сейчас... Киев. Институт ядерной физики, да. Да, извиняюсь, это я неправильно перевел. Ла Киев Сантемплат, да. Да, здесь. То есть я был на расстоянии примерно 3,5 километра от объекта. Я рам на цирка 3 километра до объекта. И это было подтверждено научно. А фос конфирмат пункт ведера штинцифик. А в Санкт-Петербурге вот здесь опыты проводились. И в Санкт-Петербурге на чисто... Еще 96-м году. Încă prin 96. С крупным ученым эксперименты. Дульевым, вот он по центру. Коротковым. Коротков, Кубульев. И мы влияли вначале, я и мои ученики, на приборы. Noi, eu și elevii mei, încercam să acționăm niște instalații, niște aparate. Apoi am lucrat cu un om care se afla într-o încăpere ecranată. Și am reușit să îmbunătățim parametrii organismului lui. Эти опыты проводились очень давно. Тестерили s-au făcut foarte de mult. По передаче информации на расстоянии. În ceea ce privește transmiterea de informații la distanță. Военные проводили в 62-м году. Militarii încă în anii 60 au făcut astfel de experimente. Руководил программой Перов Виталий Павлович. Перов era numele omului care a coordonat aceste testări. General в отставке. Era un general în retragere. Mai în viață. В Москве ему примерно 82 года. Are circa 82 de ani, stă la Moscova în prezent. И потом меня курировали военные. Apoi am funcționat, am lucrat sub supravegherea militarilor. Когда я проводил многие серии опытов в закрытых лабораториях. E vorba de testări în laboratoare închise, de testări secrete. Поэтому я не разведчик. Nu sunt un spion, nu sunt un cercetaș. Как иногда меня называют. Cum sunt numit uneori.
Dar în acel timp trebuie să recunosc că testările erau supravegheate de direcția de cercetare, da, militare. Și la momentul respectiv m-au ajutat, au facilitat derularea unor experimente foarte interesante. Ca, de exemplu, concentrarea norilor. Asta vroiam să vă întreb, Aralu, să ne-l povestiți experimentul de la lacul Aral. Da, este можете подробнее рассказать о experiențe на Арале? Da, da. Это был 87-й год, а потом... În 87. 89-й мы начали проводить этот опыт. Au fost primele încercări și în 89, practic, s-au derulat experimente. Академия Узбекская, Академия наук Узбекской СССР. Академия de știință din Uzbekistan, pe atunci Republica Sovietică. Прислали письмо. Ne-au trimis o scrisoare. На наш центр. La adresa centrului nostru. Он был в Николаеве. Era Nicolaev pe atunci. Мы работали со спортсменами. Lucram cu sportivii. Можно ли повлиять на концентрацию облачности. Poți să întrebați dacă putem influența concentrarea, nivelul de concentrare al norilor. Никогда не было облаков. Acolo niciodată n-au fost nori, ca să înțelegeți despre ce e vorba. E soare permanent. И мы дали согласие. Ne-am dat acordul. Я работал в Москве с квартиры. Eu lucram din Moscova, din apartamentul meu. А два человека поехали туда непосредственно на месте. Iar două persoane au mers chiar acolo. Работа должны были два дня. Trebuia să se lucreze timp de două zile. Один день на Арале два человека. Prima zi în Aral, două persoane. Два психолога. Doi psihologi. Мои коллеги. Colegii mei. Я их обучал. Pe care eu îi învățasem. И я из Москвы. Și eu din Moscova. Но тогда очень хорошо встречали. Dar atunci erau niște vremuri în care erai primit foarte generos. И так хорошо встретили мои коллеги. Și colegii mei au fost întâmpinați cu atâta... Что не очень много выпили вместе с водителем. Когда он консумат foarte multă vodka împreună cu șoferul. Ехали на объект. S-au deplasat la obiectul de studiu. И машина перевернулась. Și mașina a avut suferit un accident și s-a rostogolit de câteva ori. Естественный стресс. Bineînțeles, au fost un plin de stres, au încercat. Zero. Null effect. Zero effect. Звонят. M-au telefonat. А меня курировал генерал Владимиров. Iar eu eram sub supravegherea unui general, Vladimirov. Работник внешней разведки. Din serviciul de informații externe. Он уже покойный, поэтому я о нем говорю так. Pot vorbi despre el deschis, pentru că deja a decedat. И говорит. Și zice. Товарищ Игнатенко. Товарищ Игнатенко. Мы оплатили спутниковые связи. Noi очень много денег. Am achitat o sumă imensă pentru a fi supravegheați de sateliți. Efect nulivoi. Efectul este zero. Вас посадят. Sigur intri la pușcărie. 5-6 ani, sigur ei. Iar eu o să-mi pierde poleții. Ce facem? Cum explicăm comisiei? Nici eu nu știam cum să explicăm. Și dintr-o dată îmi parvine un gând. O voce care m-a condus mulți ani. Acum știu că e vorba de profesorii mei. Завтра ты успешно проведёшь этот эксперимент. Acest experiment cu succes. Я говорю генералу. Eu zic asta generalului. Я завтра проведу успешно эксперимент. Mâine voi derula cu succes experimentul. Он говорит, если не успешно. El îmi zice, dacă nu va fi cu succes. Вам не будет скучно в тюрьме и меня посадят. În închisoare nu vă veți plictisi, voi fi și eu cu dumneavoastră. И на следующий день. Și în ziua următoare. Rano utram. De vreme dimineața. Я начал программировать облачность. Am început să programez programe. Gradul de înnorare și să transfer aceste programe. Не было наук. Atunci nu existau științe. Тогда были простые технологии. Erau doar tehnologii simple. Dar funcționau. Но примерно раз 80-90 хуже, чем сейчас. Oricum, de, mult mai greu decât acum, mult mai greu să derulau. Появилась облачность. Au apărut norii. Спутники сфотографировали эту облачность. Сателлиты au fotografiat aceste zone înnorate. Experiment прошел успешно. Experimentul s-a derulat cu succes. И мне предложили программу создать для военных. Și mi s-a oferit posibilitatea să creez un program pentru militari. Как солдат в армии? Cum un soldat într-o armată может быть неубитым? Să scape viu.
să nu fie omorât. M-am pregătit timp de câteva luni pentru a face acest program. Să scape viu de unde? В каких обстоятельствах, чтобы остался живым? Să simt intuitiv cum să plece din fața morții. Летит снаряд. De exemplu, a fost lansat o bombă, să știe să plece de acolo. Le-am demonstrat acest program în, la sediul central, la statul major. Le-am arătat cum poți, fără cuvinte, să influențezi un om. Existau niște înscrieri speciale. Потому что в зале все сидели главные люди армии СССР. А там о сала плина до вами, которые скрывали что-то билетцеле. И не было только министра обороны. Плина до милитар, но era doar ministrul apărării. По протоколу он был быть. Conform procesul verbal trebuia să fie. И не было Горбачева. Și nu era Горбачев. Я моделирую состояние. Eu am creat o situație. У тех людей, которых мне дали на сцену. Cu oamenii care mi-au fost dați în scenă. Это молодые будущие разведчики. Era vorba de viitor cercetași în acel moment. Вы в космосе. Le-am zis, sunteți în cosmos. Это без гипноза. Nu e vorba de hipnoză sau... При расширенном сознании. Pur și simplu lărgim conștiința. И они говорят, да, мы в космосе находимся. Și ziceau, да, suntem în cosmos. Simțeau starea de imponderabilitate. Я комментируем. Eu comentam. Что мы без тренажеров. Nu vom avea niciun fel de aparate. Можем в 2-3 раза быстрее подготовить хороших de două, trei ori mai repede putem să pregătim specialiști gata să zboară în cosmos. Le ziceam, vă aflați pe un teren de luptă. Aveți automate Kalashnikov. Aveți lansatoare de mină. Grenade. Și vă angajați în luptă. Vine spre voi o bombă. Încercați să o evitați. Să părăsiți câmpul de luptă. Acum închideți ochii. Вы не видите, когда будет снаряд? Ну, видите, когда вы ожидаете лавой? Я взмахну рукой, вы не видите мою руку? Я его и фачу к мына, ну, видите, видя мына? Это знак того, что снаряд летит. Во фильм сэм, как граната сбора спрей вой. Должны почувствовать это. Во требуй со симцить. И через энное количество минут. Еще тупо у мына нуит номер до минуты. И они все мгновенно уходят из зала. Ам факу к мына, и я плекат куда-то сел порыть из сцена. Записка из зала. Еще оттуда прийти на билетел дин сала. Могут стрелять в генералов. Ar putea să împuște în general. Asta e... Zic, bine, le-am zis, imaginați-vă un general din armata adversă. Trageți. Deci era vorba de un program foarte complex. Care a fost acceptat. Apoi a fost congelată. Deci, eu mult работал. Я об этом никто не знал практически. S-a lucrat foarte mult, dar puțină lume știa despre rezultatele acestor experimente. За счёт того, что мне разрешали работать. Dar pentru că mi se permitea să lucrez. Финансировали. Exista o finanțare. Опыты в лабораториях. Acestor experimente în laboratoare. Родилась наука. S-a născut această știință. E psihoenergosugestia, asta vreau să vă întreb. Da, psihoenergosugestia? Da, na по-другому немножко. Se numea puțin altfel atunci. Da. Psihoenergosugestologie. Da, ați zis bine, așa se numește. Это в 91 году. E 1991. На конгрессе. La congres. Я дал заявку этой науке. Am făcut o cerere pentru această știință ca să fie admisă, dar nu a fost înregistrată. Только через 10 лет. M-a durat 10 ani pentru a se întâmpla asta. Până am primit acest certificat. Поэтому, да, все шло медленно. Totul s-a mișcat lent. Но, тем не менее, cu toate astea, все то, что было намечено Творцом через меня здесь, tot ce a fost gândit de Creator a fi realizat prin mine aici, включая большую глобальную программу, inclusiv un program global mare, постройка новой цивилизации Золотой век, construirea unei noi civilizații. Эта работа успешно идет. Acest proces se derulează cu succes, nu avem probleme. Pentru ce v-au dat premiul Lomonosov? V-am dat premiul Lomonosov. За что? Pentru ce performanță? За новые науки. Pentru noile științe. Не только, у меня много премий. Nu doar, sunt mai multe premii. В этом много есть. Acela mi s-a părut cel mai important. No, știu că aveți, fac o listă de premii, dar mai durează 10 minute. Развитие новой науки. Pentru dezvoltarea unei noi științe. Поэтому у меня много есть и римский грант за развитие новых направлений.
mai există premii similare de la Roma pentru dezvoltarea anumitor direcții științifice. Da. Apropo, o diplomă de la Roma. De rusă, în engleză, zic, rusă și în engleză. Zarazice, program pentru dezvoltarea vada 3000, ecologie 3000, dughie. A diverselor, diverselor programe ecologice. Поэтому я работаю по основным 15 программам. В принципе, vorba de lucru asupra 15 direcții. Включая педагогику, inclusiv pedagogie, biologie, gerontologie, medicină, sport, arte, politică și altele. Ce vor să însemne ele? Că văd că au anumite denumiri pe care dumneavoastră le folosiți. Всех есть какие-то названия, которые вы употребляете. Și vreau să -mi spuneți. И хотелось бы спросить вас. Denumirile sunt simple. Termenii sunt simple. De exemplu. Наука психоинформациология. Știința despre psihoinformație. Psihia este sufletul. Душа информационная. Deci sufletul informației. Поэтому информационная душа. Suflet informațional. Мы изучаем, как она может работать эффективно. Studiem felul în care poate ea funcționa eficient. Если я показал вам рисунок. Dacă vă arăt un desen. Нового мыслительного аппарата. Al aparatului nou de gândire. Он задействует 100% резерв. El pune în acțiune acea rezervă de 100%. Adică dumneavoastră spuneți că acest aparat, această tehnologie, oare fiecare în creier, он находится у каждого в голове. Nu folosește decât 2-3%. Да. 3%. Și dumneavoastră puteți activa restul. И вы можете можете сделать так, чтобы он весь работал, да, во всю мощность. Нет. Это новый аппарат. E vorba de un aparat nou. Он когда-то был 6000 лет тому назад. Acum 6000 de ani poate el era. У Аскев. La Аскетс. Была такая цивилизация Золотой век. O civilizație din veacul de aur. И нам передали его. Care ne-au через Сириус. Transmis-o prin planeta Sirius. Так же, как и учение космогуманизма. La fel ca și știința cosmogumanismului. Космос порядок. Космосul înseamnă, în primul rând, o anumită ordine. Iar termen простой. Umanitate înseamnă umanitate. Adică, și e vorba de termeni simpli. Deci un astfel de aparat exista cândva. Dar din contul măririi potențialului energetic, oamenii puteau trăi 1000 de ani, 2000 de ani, mai mult de atât. De aceea, în volum, ea poate fi crescută. Вот я буду проводить занятия в субботу, воскресенье. De exemplu, sâmbătă, duminică voi ține un nou curs. Придут обычные люди. Vor veni oameni simpli. И уже через час. Și deja după o oră. У каждого из них будет вот такой аппарат, даже чуть больше. Fiecare dintre ei va deține acest nou aparat. А к концу занятий. Iar la finalul cursului. Будет аппарат, который будет использовать 300% ресурс. Vor avea un aparat care deține 300% efect. За счет увеличения. Multiplică. За счёт увеличения плотности. Din contul multiplicării densității informației. У меня 300%. Eu, de exemplu, am 300.000%. И поэтому мои клетки не стареют. Cât 3000%? 300.000%. 300.000%? De asta celulele mele nu îmbătrânesc. У лучших моих учеников Олег Волк в Москве. Am un bun dintre cei mai buni elevi ai mei. Are 10.000% Олег Волк la Moscova. În Sankt Petersburg. Un altele 10.000%. И поэтому он лечит бесплодие. De ce el, de exemplu, își poate permite să trateze lipsa fertilității, folosind doar acest. Și este candidat în știință. Timp de un an jumate, 54 женщины родили у них. Au reușit să facă 54 de femei să nască. Diagnosam absolut nebesplodie. Femei care se prezentau cu un diagnostic de infertilitate absolută. Mâsline programe? Folosind programe de gândire. Zgliat? Privirea. Slova. Cuvântul. Atât. Știu, nici nu vreau să spun că o să aveți cozi dacă spun dar ce faceți. Dar să scăzați, că de la leucemie până la toate formele de cancer, culmea este că l-ați vindecat și unor de la distanță, nici n-ați văzut oamenii aceia. Deci ne-ați săracă să cancer, другими болезнями, вы занимаетесь и лечите. Это и он адевер. Дело в том, что я доктор психоинформационной медицины. Это мой термин, моя медицина. Я создал ее. Есть
practic un nou domeniu al psihomedicinei, un domeniu pe care l-am creat eu. У меня несколько тысяч медиков ортодоксальной медицины. Am câteva mii de medici de medicină ortodoxă, de reprezentanți ai medicinii de alternativă. Болезнь лечится тогда. Boala se tratează atunci automat. Когда будет очень сильная программа на контакте. Când se introduc prin contact sau prin lipsă de contact niște programe foarte puternice. За счет увеличения энергоинформационного потенциала. Din contul amplificării potențialului. Организм информатив. Organismul își amplifică capacitățile. Se includ aceste capacități, aceste rezerve, rezervele sunt colosale. Și organismul se reface pur și simplu. Cu atât mai mult că noi lucrăm prin contact și fără contact în orice punct din această lume cu pacienții noștri. Dar noi nu tratăm. Noi ne ocupăm de o corectare energoinformațională a organismului. De fapt, organismului. Umblați pe celule. De fapt și de drept, eu asta înțeleg. Adică redați matricea fiecăruia. Matricea universală. Aia de, de stat. Deci, vă stanoviți iznacelnui matricu, da? Da. Мы усиливаем ее, o amplificăm. Формируем новую матрицу. Creăm o matrice nouă. Более сильную. Mai puternică. Вот такую. Iată, una, cum se vede aici. Sau o alta. Есть пирамидальная матрица. Există o matrice piramidală. Здесь ресурс 300%. Aici avem resursă de 300%. Nu este în acrui piramidă. Dar dacă mai adaug o piramidă, mai suprapun o piramidă, vedem cum această matrice funcționează și mai repede. Deci fiecare dobândește cât muncește. Deci principal ce este так, что каждый получает, если больше работает, то больше получает, да? Специалист просто может прийти и сказать. Un specialist poate pur și simplu să vină și să zică. Profesor. Domnule profesor. У меня несколько проблем. Am niște probleme. Am câteva probleme. Nu am de lucru. У меня нет семьи. Nu am familie. У меня проблема с печенью. Am probleme cu ficatul, am ciroză. Что делать? Ce să fac? Eu am веду программу и дам ключ. Zic, eu o să vă introduc programul și o să vă dau cheia. Programa, как я напомню вам еще раз, vă amintesc încă o dată, programul constă din informație, движение, mișcare, energie, materie. Energie și materie. За счет ввода очень сильной программы. Prin introducerea unor programe foarte puternice. 400-500% mai puternic. Informația îi deschide aceste capacități. Toate capacitățile. Și el începe să vorbească mai bine. Apare încrederea în sine. Puterea spiritului, puterea de voință, îi se îmbunătățește memoria. Își găsește de lucru. Își găsește o familie. Iar energia acestei matrici amplifică, capacitează organismul. De exemplu, de 400 de ori. Быстро очищает от продукта метаболизма. Astfel că metabolismul devine mult mai eficient. Идет процесс самовосстановления органов, функций. Se produce o reabilitare naturală a organismului. O refacere. Замолаживается. Și dacă e nevoie, organismul întinerește. Потому что мы знаем функцию. Deci, pentru că noi cunoaștem funcția. Информация открывает способности. Информация deschide posibilitățile. Если необходимо, изменяет генетический код. Dacă e nevoie, se modifică codul genetic. В лучшую сторону. Într-o spre bine. Energia curăță, reface. А материя этой матрицы. Iar materia matricei. Дает матрицу здоровой материи. În ce situații umblați la codul genetic? Deci influențați până într-acolo. Genetический код – это наше тело. Codul genetic este organismul nostru. Который учитывается ортодоксальной биологией. Care e guvernat de legile biologiei. И я доктор биологических наук. Și eu sunt doctor în biologie. Но учитывается только клеточный уровень. Dar e vorba doar de nivelul celulei. Это 1% системы. Este în biologie. Este vorba de un singur procent din toată насколько влияет генетический код? În ce măsură influențează codul genetic? На 1%. 1%. Și restul? А остальное? Остальное генетический код находится на уровне
În rest, codul genetic se conține în corpurile fine ale organismului. Это и аура человека. Ca de exemplu, aura organismului. Которую мы уже фотографируем. Pe care deja o putem fotografia. Вот фотография аура. De exemplu, fotografie. E fotografia Kirlian pe principiul ei sau alt tip? Kirlian это не фотографировал. Ну, Kirlian n-a făcut asta de fotografie. Efectul Kirlian, da. И то это не метод Кирляна. Nu este metoda lui. Это метод Инотка. Метода Инотка. А он был еще в 1800 примерно 70 каком-то году. Era vorba încă de sfârșitul secolului 19. Вот это настоящая аура. Iată aura adevărată. Иногда делает съемку якобы ауры газоразрядным датчиком. Unor se face aceste fotografii, se fac cu ajutorul unui dispozitiv de detectare a gazelor. Dar acela este o parte a aurei. Aici o putem vedea toată. Deci aura fiecărui om, o avem cu toții. Deci, у каждого человека существует такая аура. Конечно. Bineînțeles. И у животных, и у растений. Și plantele o au, și animalele o au. Но у человека, вот там находится тоже генетический код. Și iată, în această aură, de asemenea, se conține informație genetică. Но у человека еще есть и другие структуры. Dar omul mai deține și alte structuri. Которые находятся внутри. Care se conțin în interior. Это блок души. Блокul сufletului. Три тонких тела. Trei corpuri fine. Внутри блок духа. Блокul сufletului. И вот spiritului. Здесь находится везде генетический код. Și atunci, peste tot, la ce ne uităm, se conține informație genetică. От него, от этой информации зависит, сколько человек будет жить. Iată informația de care depinde durata vieții omului. И поэтому обучив человека. Și de aceea, învățându-l pe om, грамотно работать с информацией. Să lucreze bine cu informația. Мы изменяем его в лучшую сторону. И îl modificăm într-o direcție bună. Без гадалки. Fără ghicitoare. Без астролога. Fără астрологи. А самостоятельно. El почему? De sine stătător. Вот здесь. De ce? Генетический код это вселенная. Codul genetic conținut în univers. Наши аури. Аурile noastre. Души. Sufletul. И духа. Spiritul. Это негативная информация. Este o informație negativă și o să mi explicați după o scurtă pauză de publicitate, pentru că efectiv m-ați făcut curioasă. Vrem să câteva întrebări, pentru că e stat o chestie foarte foarte curioasă, cum e cu nivelele acestea de energie. Узнать больше подробностей про все эти материал, что из того, что вы говорите, материальное мы столько altceva. Лишь. Și vreau să aflu care e acel altceva cu care operează profesorul Ignatenko. Nu plecați, o scurtă pauză de publicitate și revenim.